Olha. Mai lasă-mă nițel câteva minute. Sus! Mâine! Ce? Ce? Cine e? Nu vreau să spun! Scoi-o sus mâine! Ce? Este. Ia vino mai aproape, nițel. Aoleu, eram sigur. Nu mai avem specialiști, ăsta e adevărul. Concepția asta nenorocită că oricine poate să facă orice n-a rămas de la Ceaușescu. Bă, dobitocule, mă. Mă enervez dacă... Bă, imbecilule, bă, nu-ți dai seama, bă, că un specialist nu poate fi înlocuit așa ușor. Valoarea trebuie respectată, mă. Mă, tu vezi revolverul? Sunt cu dreștul pătrăgaci. Dacă apă, ce faci, pe nebune, ce șmecher? Ce de la aici, ocean? Bule! Mă! Bă, strici, bă, scula. Mă, bule, mă, nu pricep. Ai fost membru de partid? Eu? Membru de ce? De partid, ce te miri ca proasta în bulci? Ai fost ori nu? La profesia mea, eu n-am renunțat la ea nici înainte. Atunci de ce te porți ca un activist? Bă, partidele au avut totdeauna și au și acum hoții lor altfel să duc de râpă. Pe unde intra, mă? Păi e pe fereastra de la baie. Prost! Prost! Atunci, mă, ai venit să furi. Foarte bine, nimic de reproșat. Dar de ce urli ca un dobitoc la mine? Așa se trezește un om din somn? Păi, puteam să o mirlesc. Domnule, eu am venit aici să fur. Nu să mă prelucrez, dumneata. Idiot. Ai venit hoț cinstit și era să pleci de aici un criminal odios, activistule! Nu mă înjura! Nu-ți respecti meseria! Urli! Urli! Bă, puteam să fac infarct? Da. Bă, trebuie să te adresezi ușor, firesc. Trebuie să-i vorbești normal, să creadă că nimic deosebit nu se petrece. Bă, mă, dracovenia asta la o parte. Mă, îi spui prietenește. Domnule, asta e situația. Așa. Vreau banii, bijuteriile și ce ai mai de preț. Argumentul meu este pistolul. Și el înțelege, bă, că n-are încotro. Da. Ai copii? Trei. Hai de-o bandă acolo, inconștientule. Riști să-ți rămâie copii pe drum. Ai mai fost condamnat? De 7 ori. Pe unde zici că ai intrat? Pe la baie, nu? Dar de unde știți? Păi nu mi-ai spus adineauri! Nu mi-ai spus tu, mă, cap sec, bă! Mă uit la tine, iar ridică-te. Parcă ești De Niro ăla. Ia uite la el. Nu știu că nu. Curat? Vi l-a furat în smoking cu papion? N-ai salopetă de lucru? Ba da. De aici plec la o onomastică. Și n-aveam bani. Iau ceva de la un magazin în drum non-stop. Merg la un prieten foarte bun. Coleg de studii de la pensiune. Prieteni mari de tot. Prieteni? Da. Nu faci prostii, bă, de dragul prietenii. Bă, meseria e meserie, îl fur și pe tacto din groapă, o lași pe măta goală. Doamne, nu există prietenie în hoție. Bă, ori furați, ori lăsați-le dracului în pace să ne face meseria. Da. Ce în geanta e de acolo? Păi,
Gură de lup. Oam de la Bunelu. Ce om! Ce om! Bă. Era Bunelu! Hai că Bunelu! E, hai că ești simpatic. Nu-i toată familia! Fiți-ți-ai dracu să fiți de nenorocit. S-a umplut lumea de computere. Aleargă ăștia pe-n cosmos, călare pe rachete. Își fierbe țăranul, mămăliga la microunde și tu ai rămas ca industria românească de acum 100 de ani. Gură de lup. De lup. Piesă de muzeu, bă! Cum vrei, bă, să ai randament cu vechitura asta? Asta-i dotarea, șef. Cum, bă, ai rămas? Bă, ca aia din industrie n-au randament, dar vor salarii mari. E plină strada de lume, geme, România de lume. Bă, cine o fi lucrând, mă, în țărișoara asta? N-aș putea să vă spun. Faci politică? Nu. No. Asta e bine. Asta e bine, politica are alt stil de hoție. Asta e, noi nu trebuie să ne băgăm peste, trage scaunul ăla, că faci varice. Trage, așa, înțelesc. Mă? Tu nu te interesezi, nu faci ofișe când dai o lovitură, cine locuiește, ce obiceiuri are, cât sunt, când vin, când pleacă. Cât ai stat? De 7 ore ai fost priponit. N-ar trebui să mai ieși de acolo după lipsa de respect pe care o arăți profesiei. Da, da, să... Am văzut fereastra deschisă. Și? Întuneric. Mers la drăzneală. Incultura asta ne distruge. Comunismul ne-a distrus meseriașii. I-a învățat să dea rasol fușeriști ca tine. Păi tu știi cum lucrează englezii, mă? Sau nemții, sau luxemburghezii, că am lucrat cu ei. E o școală englezească, mă, Charlottenburg. Ăia profesioniști care își respectă meseria, parcă nici n-au trecut pe acolo. Da, da, să știți că și eu m-am străduit, m-am... Dă-mi rasul, bă, mentalitate nenorocită. Trezește-te, băiatule, că nu mai lucrăm pentru stat, lucrăm pentru noi! Că te și bat, că am făcut sport de performanță la Coniac Canoe. Fantastic. Bă, te bat până te compătimesc. Câți bani ai nevoie? O 30.000. Păi ce e acolo, mă? Pomana porcului. Extirpare de moț. Aoleu. Ce e azi? Duminică. Duminică, lucrez și de weekend. Suplimentar. Te-a luat foamea, da. Bă, fie de spune. Nașii pentru nașe, vineri treci și mi-aduci banii. Absolut, absolut, dar spune. Ce? E Iorga, dar e pe dos. A, da, mai iertat. 60.000. Ele, ele. Nu uiți să treci, da? Nu, nu, nu. Vă mulțumesc. Da, dacă-mi permiteți, cu cine am avut onoarea? Incultule, Licu Pliciu. Nu știu, frate. Stai cu mine. Dumneavoastră! Stai cu mine. Dumneavoastră, Dumnezeule! Stai cu mine. Gata, stai cu minte. Poate aveți grijă și de mine și îmi dați 2-3 lecții. Auzi? Cam la cât e petrecerea? Peste o oră. Treci până la bucătărie. Da. Mi s-a îmbolnăvit femeia de servici, i-am dat o palmă și lipsește o lună. Ce bascul aveți! Am niște farfurii, nu suport farfuriile murdare. Și când termin să vă mai deranjez? Bă, dacă vezi că am ațipit, te retragi în vârful picioarelor și fii atent. Lebădă, lebădă. Fii atent. Dacă observ vreo lipsă prin casă dimineață, da. Tu știi ce e asta? Te scopesc. E eunuc. Știi cum? Uite așa. Nu știu că eu n-am studii. Bine. Dacă aveam diplome, șeful, mă băgam în politică. Da, da, lasă acum. Auzi, alerg. Da. Am să mă ocup de tine, însă e mult de lucru.
Ia arată mâna puțin. Pa! Degetele cam groase. Da. Parcă sunt de brețini. Da. Ai aria foarte restrânsă. Nu poți să tu mai mult în trenuri, așa, în vapoare. Auzi? Da. Ne-au distrus specialiștii, mă, băiatule, mă. Tu nu-ți dai seama. Ca să ne aliniem Occidentului, ne trebuie acum o muncă titanică. Conferințe, schimburi de experiență, de oameni, de... și cultură. Fără cultură, o răhățim de tot. Auzi? Cu tine o să încep, ia dăm cărțile. Da. Cu tine am să încep cu bibliografia. Uite, ai aici cartea mea, Schimburi de tactică în epoca de tranziție. Hoția la români, de la Burebista până la Brucan. Și aici ai, vărul meu, Rommel Valjean, da. Furtul în mijloacele de transport. Și tu? Și în tuneluri, și da. Tunel. Ai citit-o cumva? Nu, da, sunt specialist în tuneluri. Și aici fii foarte atent. Asta este, de fapt, un esereu, un esereu al unui englez, da. Elvis Fulgerică, da. Psihologia victimei. Hai, doamne! Vezi că e psihologic. Da, e greu. Freud. Greu. Și aici, te rog să te ocupi și de asta o frunzărești acum. Da. Acum, repede. Da. Figuri... Nu, figuri celebre de la Al Capone la Torrente. La Terente. Terente, mă scuzați. Sera lunecă. Ce să facem? Torrente. Terente. Trec la ecologiști. Auzi? Gata, treci la bucătărie. Da, acum. Sper că m-ați iertat. E, om vedea. M-ați iertat, maestre. Băi, Gică. Da? Dar de astea nu mai ai nevoie. De care? Oh, laterna! Ia mea! Oh, nu mă lăsați pe afară, maestre! Ce mână! Ăsta e de aur, mă? Oh, aproape! Fantastic! Ce mână, maestre! Geniu! N-ai brichetă, ia mea! Da, nu, e la mine, ne-a lăsat-o. Bă, meseria asta e o artă, mă. Așa este. Mă, asta este artă, asta intră deja în domeniul mă duc la base, spiritismului. La base, la munca de jos. Vă iertați? Uite. Mi-au distrus specialiștii. E o muncă titanică.